Iubiți frați și surori, cel puțin din punctul meu de vedere, consider că scripturile cuvântului Dumnezeu ar trebui să fie ușor de înțeles și ușor de acceptat atunci când este vorba de lucrurile esențiale ale credinței, ale mântuirii, ale harului lui Dumnezeu. Scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, pe lângă faptul că a plătit prețul pentru păcatele noastre și ne-a adus mântuirea și ne-a adus harul și adevărul, ne-a adus un model de viață și o învățătură clară cu privire la modul în care noi trebuie să trăim. Vă spuneam recent că singura libertate pe care o avem este să ne alegem stăpânul. Când am ales stăpânul, odată cu stăpânul, am ales un stil de viață. Și odată cu stăpânul și stilul de viață pe care îl pretinde sau îl promovează acel stăpân, ne-am ales și destinul. L-am ales pe Dumnezeu, am ales calea Lui. Am ales stilul de viață pe care îl cere Dumnezeu. Și ne vom bucura de destinul veșnic în împărăția Lui, în slavă. L-am ales pe cel rău sau poate nu l-am ales, ci doar am crezut că ne-am ales pe noi să fim stăpânei vieții noastre. Diavolul știe că mare majoritatea oamenilor niciodată nu-l vor alege pe el. Nimeni va spune, eu vreau ca diavolul să fie stăpânul meu. Și atunci diavolul se ascunde în spatele tău, atunci când alegi să-ți iei viața în propriile mâini și să faci ce vrei, se ascunde în spatele unui stil de viață păcătos. Tu nu-l alegi pe diavolul, dar alegi stilul de viață păcătos al lumii. Prin aceasta, în mod automat, intri sub stăpânirea lui. Și bineînțeles, cei ce îl aleg pe cel rău, direct sau indirect, poate puțin direct, mare majoritate fiind înșelați, îi aleg și destinul. Și el va fi aruncat în iazul de foc și va fi chinuit veșnic. Și asta este soarta tuturor celor care îl au ca Domn și ca Tată pe el. Or, bătălia în cele din urmă pentru sufletele noastre este la nivelul stilului de viață, a felului în care aplicăm și trăim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că așa după cum am menționat, nimeni nu va veni să spună, îl vreau pe diavolul ca să mă... Am auzit că sunt unii actori, artiști, cântăreți care fac tratate cu diavolul ca să le dea succes, celebritate, popularitate și își vând sufletul. Am auzit. Am înțeles că există Biserica Satanei, unde oamenii se închină diavolului și doresc să-i facă voia. Dar ei sunt o minoritate. Marea majoritate a oamenilor și mai ales oamenii normali niciodată nu vor spune îl vreau sau îl aleg pe diavol. Ba mai mult, cred că marea majoritate a oamenilor ar vrea să-l aleagă pe Dumnezeu sau aleg un Dumnezeu sau aleg o religie și slujesc unui anumit Dumnezeu. Își doresc ca stăpân și ca subiect al închinării lor o ființă perfectă, o ființă de ordin divin. Nu acolo este adevărata bătălie. Știți că l-au adus pe Domnul Iisus Hristos să-L facă împărat, cu forța. Au vrut neapărat să-L facă împărat. Și Domnul Iisus a ieșit din mijlocul lor. N-a acceptat. De ce au vrut să-L facă împărat? Pentru că
Le promitea prosperitate, a înmulțit pâinile, pentru că i-a vindecat, pentru că le-a înviat morții, pentru că a făcut lucruri extraordinare, ba mai mult, chiar sperau să-l facă generalul armatei, să-i înfrângă și să-i izgonească pentru totdeauna pe romani și, atenție, să restaureze împărăția lui Israel după promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram. Or, un asemenea împărat au vrut. Când însă acest împărat le-a spus, stilul vostru de viață este compromis. Datorită păcatului, tatăl vostru este diavolul. Datorită compromisurilor din viața voastră, datorită stilului vostru de viață păcătos. Și știți, când i-a luat la bani mărunți pe farisei și le-a spus, vai de voi, le-a arătat toate căderile lor spirituale, prin care, atenție, călcau legea. Și îl insultau pe Dumnezeu. Și a spus, vai de voi, pentru toate aceste fapte și pentru fățărnicia voastră. De ce? Pentru că și legea era un stil de viață pe care Dumnezeu l-a poruncit poporului Israel. Iar ei încercau să pozeze ca și când sunt oameni ai legii care respectă legea, în realitate călcau exact legea pe care ei o propovăduiau. Vă aduceți aminte atunci când Domnul spunea, voi să faceți ce zic ei, dar să nu faceți ce fac ei. Iată de ce, dragii mei, și în ziua de astăzi, oamenii ar vrea un Hristos care să-i ierte, ar vrea un Hristos care să-i vindece, ar vrea un Hristos care să le poarte de grijă când au lipsuri, când au nevoi, când se confruntă cu probleme. Nu de-aia l-au scos pe Hristos din școli. Nu de-aia îl exclud pe Hristos din instituțiile de învățământ sau din instituțiile guvernamentale. Nu de-aia s-au lepădat de numele lui Hristos. Motivul pentru care s-au lepădat de numele lui Hristos este că s-au lepădat de poruncile lui, de stilul de viață pe care Hristos, pe care Dumnezeu îl cere. De asta spune în Romani, în capitolul 1, că oamenii îl insultă pe Dumnezeu, îl necinstesc pe Dumnezeu și înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Ce înseamnă asta? Îl resping pe Hristos. Cine este adevărul? Adevărul este Hristos. Îl resping pe Hristos, resping adevărul de dragul nelegiuirii. Ce este nelegiuirea? Nelegiuirea este stilul de viață promovat și propagat de diavolul, de lume, de împărăția întunericului. Și aici, apostolul Petru, vorbind despre destinul final, când Dumnezeu va trimite mânia lui în lume, și unii vor avea parte de rai împreună cu Hristos, alții vor avea parte de iad împreună cu diavolul. Apostolul Petru, menționând epistolele apostolului Pavel și considerându-le scripturi, versetul 16 spune, în toate epistolele lui, și apoi vorbește de oamenii care le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. Iată, dar epistolele lui Pavel sunt considerate de apostolul Petru, sunt validate de apostolul Petru ca fiind sfinte scripturi, cuvântul lui Dumnezeu. Și aici se poartă bătălie la nivelul învățăturilor. Pentru că dacă reușim să otrăvim învățăturile, vom modifica și vom influența stilul de viață al oamenilor. Și aici cuvântul Domnului ne vorbește despre trei lucruri
pe care le face diavolul prin agenții lui, pe care le promovează diavolul prin agenții lui. În primul rând, răstălmăcirea Scripturilor, răstălmăcire. Ce înseamnă răstălmăcire, mai ales pentru tine? The misinterpretation of the Scriptures. You start interpreting it and you force it to say what it doesn't say. You make it say what it doesn't say for your own purpose. Răstălmăcirea Scripturilor înseamnă să iei cuvântul lui Dumnezeu clar. De unde învață oamenii ăștia așa ceva? Să-l modifici. De la diavolul. Ce a făcut diavolul în Eden? A răstălmăcit cuvântul lui Dumnezeu. Singura poruncă. Spuneți dumneavoastră, vă rog frumos, dacă erați dumneavoastră în Eden, Adam și Eva, și Dumnezeu ar fi spus, poți să mănânci după plac din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, vei muri. Poate fi ceva mai clar decât atât? Și cu toate astea vine diavolul și spune, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Nu, mai, dar doar de ăla de acolo, nici să nu ne atingem de el. Și atunci diavolul spune, nu e adevărat. Nu veți muri. Dumnezeu nu vrea să vă atingeți potențialul maxim. Nu vrea să experimentați plăcerile vieții. Nu vrea să vă asemănați cu El. Nu vrea să fiți proprii voștri stăpâni. Și până în ziua de astăzi, uitați-vă, vă rog frumos, de la vârste fragede, copiii abia așteaptă să ajungă la o anumită vârstă ca să poată bea, ca să poată fuma, să poată intra în anumite locuri. Și încă se uită la tine ca părinte și spune, împlinesc eu vârsta cu tare. De ce? Pentru că îi se pare că poruncile tale, că restricțiile tale, că limitele tale au scopul de a-l îngrădi, de a nu-l lăsa să experimenteze viața. Are impresia că prin aceste restricții îl faci nefericit, nu-și atinge potențialul maxim al vieții. Și după cum primii oameni l-au considerat pe Dumnezeu inamicul lor, că de-aia i-au călcat porunca. Tot așa, copiii tineri din societatea noastră se uită chiorâși la noi. Fac planuri împotriva noastră. Ne vorbesc de rău. Suntem niște bătrâni înapoiați, niște oameni învechiți, care nu-i lăsăm să-și atingă potențialul, să se ridice la un anumit nivel. Și când colo, în realitate, Dumnezeu și noi le vrem binele, de ce credeți că Biblia spune tinerii să fie supuși celor bătrâni? Pentru că au trecut prin viață și au fost unde sunteți voi. Au văzut ce vedeți voi și unii dintre ei au gustat ce vreți voi să gustați. Și amar le-a fost gustul. Și dureroasă le-a fost prăbușirea. Răstălmăcirea aceasta este soră cu ignoranța. Ascultați! Categoria aceasta de oameni legată de răstălmăcire, de misinterpretation, este a oamenilor neștiutori. Neștiutori,
ignorant. It's easy to fool somebody that lives in ignorance. The ignorant is easy to fool. If it sounds good, he's going to jump. That's why you need to study the scriptures for yourself. Frați și surori, să mă iertați, umblu mult și nu sunt așa de dezamăgit de tineri, de adolescenți care au luat-o pe căi lăturalnice și cred neadevăruri și aduc înaintea lui Dumnezeu închinări false, cât mă mir de oameni în toată firea care au luat-o razna. Sunt șocat. Aș înțelege, deși trebuie să le spunem și trebuie să le atragem atenția și trebuie să rânduim ca adolescentele, fetele, să se îmbrace cuvincios. Nu vine aici să ne arate ce nu trebuie. Însă te uiți la femei în toată firea trecute de prima vârstă și trebuie să te uiți pe pereți. Vă spun aceste lucruri pentru că firea pământească e fire pământească și n-are vârstă firea pământească. Firea pământească n-are vârstă. Firea pământească este agentul împărăției întunericului, de aia trebuie omorâtă, de aia trebuie răstignită, pentru că îl poate înșela și pe tânăr și pe vârstnic. Biblia la toți ne spune să fim veghetori. E ușor să răstălmăcești scripturile atunci când ai de-a face cu oameni ignoranți, care nu cercetează nimic, cărora doar le sună bine lucrurile. Ia auziți ce spune Iuda în versetele 3 și 4. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit, Iuda 1. Că e un singur capitol, Iuda 1, 3 și 4. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, căci s-au strecurat printre voi. S-au strecurat și s-au împrietenit cu unii dintre voi. Se strecoară pe la șuietele voastre. Se strecoară pe la întâlnirile voastre. Se strecoară pe la mesele voastre. S-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care predică credința din inimă și atâta tot. Pe afară nu trebuie să se vadă nimic. Evlavia este manifestarea exterioară a neprihănirii, a sfințeniei. Este sfințenia care se vede, nu doar se crede și nu doar se are în inimă. Evlavia este văzută, pioșenia este văzută. Când spui un om evlavios sau un om pios, te uiți la el și îl măsori. Se vede pe din afară. Care schimbă în desfrânare. Ce înseamnă desfrânare? Călcarea poruncilor. Schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn. Ce înseamnă al tăgădui pe Hristos? Nu înseamnă ai zice lui Hristos anatema. Înseamnă doar ai călca poruncile și ai respinge învățăturile. Pentru că Domnul spunea, cine zice că mă iubește, să păzească poruncile mele. Iată, dar răstălmăcirea și cei neștiutori. Al doilea lucru pe care îl spune Petru, rătăcirea pentru cei nestatornici. Straying. There are a lot of people that are unstable in the faith. Easy to draw away.
Spune aici lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici. Și apoi, mai jos zice să nu vă lăsați târâți de rătăcirea lor. Dragii mei, atunci când suntem nestatornici, când azi e într-un fel, mâine e în alt fel. Știți că am apreciat întotdeauna oamenii care rămân la fel, oamenii care nu se schimbă. Știu că schimbarea este bună din anumite puncte de vedere. Nu era să construim o biserică ca acum 100 sau 2 sau 9 de ani. Și există zone în care schimbarea e necesară. Dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, asta e credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, care nu trebuie schimbată. Vă aduc aminte de Galateni, despre care cuvântul Domnului spune: voi ați primit bine, cine v-a tăiat calea, cine v-a fermecat și v-a târât departe de adevăr? Mă uit de multe ori la unele biserici și mă întreb ce s-a întâmplat cu ele. Le-am vizitat acum 20 de ani? Le-am vizitat acum 10 ani. Există biserici pe care nu le-am vizitat de ani de zile și nu cred că până voi închide ochii le voi mai vizita vreodată. Erau biserici sănătoase? Erau biserici unde ți era drag să mergi și să stai în părtășie cu frații. S-au schimbat. Și nu s-au schimbat în bine. Nu știu cum se face, frați și surori, că schimbările acestea au loc în direcția asemănării cu lumea din ce în ce mai mult. N-au loc în sensul apropierii noastre de Dumnezeu. Există o zonă a gusturilor. Există o zonă a preferințelor. Înțeleg lucrul ăsta. Dar când este vorba de principii, acestea sunt nenegociabile. Și atenție, tot ce este scris sub formă de poruncă, negru pe alb în Scriptură, e nenegociabil. Că dacă aș citi de undeva, știu eu de unde, aș zice, dar când noi citim versete din Scriptură cu imperativul de poruncă, acolo nu ne putem juca, acolo nu se poate schimba nimic. Iată, vă rog frumos, observați, Petru vorbește despre răstălmăcire, cei neștiutori sunt vulnerabili, rătăcire, cei nestatornici, care aleargă după ce e nou, după ce e interesant, când încoace, când încolo, se îndrăgostesc când de un predicator, când de altul, iau ce a spus, iau ce a spus celălalt. Exact ca areopagiții care mergeau totdeauna să asculte ceva nou și să fie fascinați de filozofia de moment. Pentru răstălmăciri, cei neștiutori sunt vulnerabili. Pentru rătăcire, cei nestatornici sunt vulnerabili. Și apoi răzvrătire, pentru că spune, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți să vă pierdeți tăria. Nelegiuirea în sine este o rebeliune, este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și, da, o rebeliune și împotriva celor care predică adevărul. De ce? Vă aduc aminte de ceea ce spunea în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească. Este o formă emoțională de atașament de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lui.
Iată de ce Apostolul Ioan spune în a doua epistolă, capitolul 1, de la versetul 6, și dragostea, el este apostolul iubirii. Și nu vorbește aici despre sentimente. Iubirea înseamnă și sentiment. Dar auziți ce spune? Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblați, după cum ați auzit de la început, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, că cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Interesant! Care este scopul acelei învățături? Să-i ducă pe oameni în nelegiuire, duce la fapte rele, că învățătura sănătoasă e despre și duce la neprihănire. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3, că-și va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere, să suporte învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile, să audă lucruri plăcute. Dacă pe unii gâdilă urechile, să audă lucruri plăcute, vă garantez că pe aceiași oameni îi zgârie să audă învățătura sănătoasă, care poate că îi condamnă, poate că îi mustră, poate că îi îndeamnă să-și schimbe stilul de viață. Să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Ignoranța, neștiința, îl face pe om vulnerabil la răstălmăcirea Scripturilor. Răstălmăcirea Scripturilor și ignoranța. Atunci când omul este nestatornic, confuz, nu mai știe ce să creadă, îl duce la rătăcire. Rătăcirea îl duce la rebeliune, la răzvrătire, datorită nelegiuirii. Ăsta este avertismentul lui Petru. Își vrea, iubiți frați și surori, în seara aceasta, înțelegând aceste lucruri, și Petru spunea, pentru că știți toate aceste lucruri mai dinainte, creșteți în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Cred că ar trebui să ne întoarcem la Scripturi și să nu acceptăm părerile unora, oricât de bine argumentate ar fi, ci mai degrabă să ne atașăm și să ascultăm de învățăturile Scripturilor, că vă garantez, sunt simple, sunt negru pe alb, sunt clare pentru inima curată care primește cu blândețe cuvântul semănat. Când a fost scrisă Biblia, a fost scrisă ca până și cel neștiutor. Asta nu înseamnă ignorant, asta înseamnă nu prea inteligent. Să nu se rătăcească pe calea Domnului. V-am mai povestit odată. A venit o lăptăreasă la biserică. Ăla-i caz real. Îl știu de pe vremea când eram copil. Și a stat la biserică și a ascultat toată predica, tot programul și la sfârșit persoana care a dus-o zice: ei, dragă, ai înțeles ceva? Zice: mamă, zice, eu sunt femeie de la țară, n-am făcut nicio clasă, n-am înțeles ce vorbeau oamenii ăștia, că ăștia-s deștepți. Dar zice, am înțeles un lucru. Ce ai înțeles, mama? Deci am înțeles că de azi înainte nu mai pun apă în lapte. Uite-te, când omul e curat la inimă, când omul e sincer, când omul vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nu stă și zice, uite, iarăși zice,
Ce mai e și asta? Opresiune, apăsare, interdicții, reguli. Să faci, să faci, să nu faci, să nu faci. Nu! Știți ce zice omul? Dacă așa zice Domnul. Dacă așa zice Domnul. Mă gândesc la cei care în ziua cincizecimii au spus, fraților, ce să facem? Fraților, bine că n-au nimerit pe mâinile unora dintre noi, că făceam instrucție cu ei. Ăștia erau în stare să facă orice, numai să fie mântuiți. Că le-a zis că sunt criminali și și-au dat seama că e pedeapsa lui Dumnezeu peste viețile lor. Și nouă ni se cer lucruri așa de mici, care de fapt ne aduc fericire, un stil de viață sănătos, un stil de viață care face din familiile noastre familii bine închegate, fericite, împlinite, face din noi oameni respectabili, oameni de nădejde, oameni de încredere, oameni demn de admirație. Uitați-vă, vă rog frumos, în jurul dumneavoastră, până și nelegiuiții, când evaluează un om, se întreabă să fac afaceri cu ăsta sau să nu fac afaceri cu el. Să uitați să vadă cât de cinstit, cât de onest, cât de corect este. Până și oamenii din lume, în sinea lor, se judecă unii pe alții pentru exact aceleași lucruri pe care le fac ei, că este natura omului să facă asta. Noi am fost chemați să-i semănăm Domnului Iisus. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune din toată inima și El să ne asculte. Să ne dea înțelepciune, să ne dea cunoaștere de Hristos, să ne dea înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să-L trăim așa cum este El. Ne rugăm cu toții.